Ana, cum te simți ca cea mai bună gimnastă din România în 2022? Mă simt foarte mândră că am reușit. Le mulțumesc antrenorilor, familia, că m-a susținut tot timpul, colegilor mele, care au fost mereu alături de mine și îmi doresc să ajung la cât mai multe rezultate cu multă sănătate și să fie din ce în ce mai bine. Cât de mult se muncește să devii atât de bună cum ești tu acum? Păi, se muncește de când ești mic, de când te hotărăști că vrei să faci acest sport și îl faci cu toată dăruința și toată bucuria, nu știu, de la 6 ani. Cum ai început gimnastica și cine te-a dus la gimnastică? Pur și simplu am avut multă energie, un copil foarte zglobiu, cu multe tentative de sărituri și roți și tot ce înseamnă. Mami m-a văzut, a zis, hai să te ducem la gimnastică, să te joci în groapa cu bureți, că să-ți consumi energia. Și după aceea, antrenoarele m-au văzut că am potențial și încet, încet am început gimnastica. Ești emotivă? Nu neapărat emotivă, dar este normal, na, la competiții să am emoții, dar încerc de fiecare dată să le transpun în unele pozitive și să mă ajute. Ai superstiții? Da, să zic așa, dar nu neapărat superstiții, cât mai mult, nu știu, mici chichițe, cum le zic eu, care mi le pun singură în cap. Înainte de concurs, ce faci ca să intri în concurs? În primul rând, toată ziua respectivă, de exemplu, dacă aș avea concursul pe la prânz, singura dată când pun mâna pe telefon e să opresc alarma și atâta. Îmi pregătesc echipamentul de o zi înainte, să știu că e bine pus acolo cu tot costum, parfum, fixativ, trainingul de concurs. Să zicem, dacă l-aș avea pe la prânz, cu o oră înainte încerc să mă pregătesc, îmi fac, nu știu, rugăciunea și mă duc cu toată încrederea. Nu vorbești cu nimeni înainte de concurs, nu suni pe nimeni? Nu-mi place. Îmi place să fiu eu singură, să mă concentrez, să mi-adun gândurile și să fiu concentrată pe ce am de făcut. Și apoi după concurs, pe cine suni prima dată? Vă dați seama că pe părinți, nu știu, bunicii, după aceea le răspund celor care m-au susținut în timpul competiției și sunt conștientă de asta, doar că chiar dacă nu le răspund înainte, asta nu înseamnă că nu contează pentru mine sau că îi apreciez foarte mult. Cum a fost pentru tine? Cum te-ai descurcat la campionatul mondial, la campionatul european? Eu cred că a fost bine, adică la fiecare competiție m-am dus cu speranțe și am reușit, spun, din cât s-a putut de bine să-mi fac exercițiile pe care le antrenasem în sala de antrenament. Se poate mult mai bine, am tot timpul în față și sper, în primul rând, să fiu sănătoasă și să fac exerciții din ce în ce mai complexe și mai cu dificultate și execuție cât mai bune. În 2023, un an foarte important pentru voi, pentru gimnastele din România, tu ce-ți propui? În primul rând să fim sănătoase, toate să ne revenim, să fim o echipă foarte frumoasă și compactă, împreună cu antrenorii, la prima oară la europene, la campionatele europene din primăvară, să ne calificăm pentru mondiale și acolo din nou să reușim să fim cât mai unite, sănătoase și împreună cu antrenorii să ne calificăm pentru olimpiadă. Ce ar însemna pentru voi să fiți fetele care vor fi la Paris? Vă dați seama că ca sportive, de mici am avut visul ăsta să ajungem la Olimpiadă și ar fi un vis împlinit și ar fi nu știu, un motiv în plus de a lucra cu mai multă dorință și mai mult elan în sală.